Capela cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a parohiei Dognecea din județul Caraș-Severin a fost resfințită. Slujba a fost oficiată de episcopul Caransebeșului, preasfințitul părinte Lucian, în această duminică. Ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie într-un foișor special amenajat. Pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Am resfințit această biserică așezând Sfintele Moaște în piciorul Sfintei Mese, deoarece în ultima perioadă la această biserică preotul și credincioșii din această parohie au lucrat foarte mult, în mod special la altarul bisericii, placând cu marmură Sfânta Masă. Ne-am simțit foarte bine din punct de vedere spiritual. Vremea a fost prielnică, parcă am fost într-un colț de rai. De fapt, aici, la Dognecea, sunt locuri frumoase, locuri binecuvântate de Dumnezeu, lacuri, peșteri, dar și poieni, și oamenii, în mod special, sunt atașați de Sfânta Biserică. În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul a hirotesit pe Părintele Paroh Sachelar, iar la final, celor implicați în lucrările de restaurare și în frumusețarea bisericii le-a oferit acte de cinstire. Bucuria a fost mare pentru că în mijlocul naturii, în pădure, practic, am săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de mulți credincioși și într-un sobor important de preoți, pentru că din Dognecea, de-a lungul vremii s-au ridicat preoți care au făcut cinste Bisericii Ortodoxe Române și aș vrea să amintesc doar pe Părintele Gheorghe Sutac, protopopul S. Nicolaul Mare, și cred că este suficient. Sperăm că prezența ierarhului Caransebeșului aici, în parohia Dognecea, s-a constituit un imbold pentru toți cei care trăiesc pe aceste meleaguri ale Banatului Montan, ca să fie mai aproape de biserică, mai aproape de Dumnezeu. Această bisericuță, putem spune, a fost construită între anii 1935-1937 din cărămidă arsă și din piatră, la inițiativa părintului de atunci, Patriciu Gheorghe Lugojan. Scopul ei principal a fost săvârșirea slujbelor înmormântării, iar acum este târnosită, fiind oficiată Sfânta Liturghie în mod regulat în această parte a parohiei. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului.